Loteria română a anunțat că marele premiu la Loto 6 din 49 a fost câștigat. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Galați. Potrivit Loteriei Române, marele premiu este de 4,7 milioane de euro, iar numerele câștigătoare au fost 27, 6, 11, 44, 42 și 24. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați și a fost completat la Loto 6 din 49 cu 3 combinații complete de numere, după cum urmează 9 numere în zona A, câte 8 numere în zona B, respectiv C. În total, 140 variante și 3 variante la noroc. Pe lângă premiul de categoria 1, posesorul biletului norocos a obținut și 18 câștiguri de categoria a doua, 45 câștiguri de categoria a treia și 20 câștiguri de categoria a patra. Valoarea totala câștigului fiind de 22.406.795,79 lei. Noul milionar a jucat la aceeași agenție din Galați, unde s-au mai câștigat premii mari în ultimii ani, iar de fiecare dată biletele au fost vândute de doamna Veta. E de ajuns să joci o variantă simplă de 6 numere ca să câștigi. Credeți că o să crească numărul de jucători acum, că s-a aflat din nou a treia oară că aveți noroc? Probabil. Probabil. De unde să știu eu ce o să fac clienții? Da. 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 Aveți, mi-ați spus vreo 30 de ani de muncă aici, doar aici, nu? Așa? Nu doar aici, nu doar aici, în loterie. În loterie. Erați când a lucrat, când a câștigat pompierul? Da. El a fost ultimul câștigător aici, nu? De categoria întâia. Gălățenii au venit încă de la primele ore ale dimineții la agenția de cartier din Galați pentru a-și ridica premiile sau pentru a juca diferite variante la loto sau joker. Am auzit, chiar am fost curios să vedem cum. Eu nu joc, de obicei nu joc la 6 din 49, pentru că joc mai mult la joker. Și la joker eu mai câte multe bilete, așa, am mai câștigat câte 50 de lei, câte 200 de lei, câte 7 de lei, 30 de lei. E o agenție norocoasă, să înțelegi. Și e foarte... Eu m-am mai intrat în sânge așa și mă țin de jocul ăsta, de joker. Eu e, aici. E al doilea premiu mare care se câștigă da, aici. Da, aici, da, de un an, doi și anul de când nu s-a mai luat. Da, e foarte... Bravo lui! O să veniți mai des acum că e o agenție. Dar nu, și așa vin inferenții, sunt tot aici, joc. Dar eu amestecat, când de aici, când de la două babe, când de pe piață. Acum a venit aici, că e norocoasă. Da, da, aici stau în zonă și de aici eu mai mult. Ați câștigat? Am câștigat trei numere, da, cu trei numere am câștigat 30 de lei. Și știți de agenție că s-a luat și premiul cel mare? Am auzit, acum am auzit de la doamna vânzătoare. Și nu e prima oară să mai câștigat? Da, s-a mai câștigat. De mai multe ori s-a câștigat. O agenție norocoasă. Într-adevăr, așa este, da. Acum vi le verificați și dumneavoastră? Da, dar nu știu că s-a câștigat aici. Acum am văzut și eu televiziunea. Dar nu e prima oară când se câștigă aici. Bă, am auzit. Sunt mai norocoși aici și mai este și pe Traian mai era cu agenție. Ce ați face cu atât bani, domnule, dacă ați fi fericit? Nu mi-ajung ce aș vrea să fac. Deci ce aș vrea să fac nu mi-ajung. Planurile aveți făcute deja? Planurile sunt făcute, dar n-am bani. N-am mai câștigat niciodată sumă mare. Cel mai mult am câștigat aici câștiguri mai mici. Cel mai mult am câștigat 600 de lei. Aici? Parcă știu că aici, da. Ați auzit că s-a luat aici marele premiu la agenție? Bă, da, de mai multe ori s-a luat, de vreo 3 ori s-a luat. E agenție cu noroc asta? Da, e cu noroc, da. Ce ați face cu banii? Ei, dacă i-ați câștigat? La copii, da. Ați câștigat vreodată? Da, mai câștigat, dar la a patra. Fiind că ați jucat aici, prima oară când ați auzit că s-a câștigat aici, v-ați gândit că sunteți dumneavoastră? Că am urmărit tragerile aseară, cum să știți? Știați, ați văzut știam, numerele, nu? Știam, sigur. Și cât ați câștigat? E, 19 lei. Dar tot ați câștigat? Sunteți jucători. Mi-am plătit biletele care le-am jucat azi. Ce ați face dacă ați câștigat marile premii? Aș cheltui banii. De ce? Pe orice, pe orice. Orice de trebuință, orice de folosit. Nu v-ați lua un elicopter sau un... Nu trebuie din astea, nu. Eu aș cheltui banii pe sănătate. Credeți deci că aici e agenția cea mai norocoasă din Galați, oare? De trei ori? Cred că da. Conform regulamentului privind organizarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii pentru a-și revendica premiul. Un pompier din Galați a jucat în 2009 la aceeași agenție și a câștigat 11 milioane de euro.